Autoritățile avertizează că sunt predispuse la inundații localitățile Ciobanu, Gârliciu, Hârșova și Topalu. Majoritatea digurilor sunt intrate în faza de apărare. Începând de azi dimineață, de la ora 6, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea monitorizează permanent debitul pe Dunăre. Măsuri pentru evitarea inundațiilor au fost luate încă de la începutul săptămânii. La digul de apărare Rasova s-a intervenit pentru consolidare și ridicarea cotei coronamentului pe un sector de 170 de metri. La digul de apărare Dunăre au fost pregătite depozite de pământ și s-a ridicat cota coronamentului pe un sector de aproximativ 40 de metri, unde s-au folosit 300 de saci. De asemenea, digurile de apărare de pe raza județului nostru, pe o lungime de 57 de kilometri, sunt monitorizate în permanență de către reprezentanții ABADL și cei ai comitetelor locale pentru situații de urgență instituite la nivelul localităților riverane Dunării.